ce se întâmplă când Duhul lui Dumnezeu invadează inima poporului său, veți găsi ascultând cartea Vânt proaspăt, foc proaspăt, scrisă de pastor Jim Simbola. Timpul ne presează, Dumnezeu acționează, acum este momentul să-L rogi pe Dumnezeu să aprindă focul său în sufletul tău. Jim Simbola crede că Iisus nu vrea altceva decât să-și reînnoiască și să-și trezească poporul, să ne întoarcă de pe căile spirituale închise care ne duc numai spre apatie și spre o religie căldicică. Ca pastor la Brooklyn Tabernacle, una dintre cele mai remarcabile biserici ale Americii, el a fost martorul puterii transformatoare a dragostei lui Dumnezeu. Dragoste îndeajuns de puternică pentru a converti prostituate, proxeneți, dependenți de droguri, vagabonzi și travestiți. Dragoste îndeajuns de puternică pentru a aduce împreună la închinare bărbați și femei realizați profesional, negri, albi și hispanici. Dragoste îndeajuns de puternică pentru a reaprinde și inimile noastre întristate și duhurile noastre amorțite. Acum 25 de ani, abia dacă s-au adunat în Brooklyn Tabernacle 20 de oameni la un serviciu de duminică. Astăzi se adună 6.000. Mărturie a ceea ce Dumnezeu poate face atunci când bărbați și femei încep să-și verse inimile înaintea lui Dumnezeu. Istoria a ceea ce s-a întâmplat cu o biserică în pragul falimentului, dintr-unul din cele mai dure cartiere americane, ne arată nouă înșine calea spre o nouă vitalitate spirituală în bisericile și viețile noastre. Însă nu căuta tehnici sofisticate în această carte, pentru că nu le vei găsi. Și chiar dacă astăzi Brooklyn Tabernacle are membri din toate rasele umane și un cor cunoscut în toată lumea, nu te aștepta să întâlnești evidențiate interacțiunea dintre culturi, numărul de membri sau muzică excelent orchestrată. Dimpotrivă, uită-te la ceea ce Dumnezeu poate face când o mână de oameni se smeresc și iau în serios Evanghelia. Când credincioșii se întorc la ultima și singura lor resursă, genunchii, și descoperă acolo realitatea Duhului Sfânt care schimbă vieți. Fie că ești pastor sau membru într-o biserică, dacă însetezi după Dumnezeu, această carte îți va revigora inima și îți va reda pasiunea. Capitolul 1. Amatorii. Mă străduiam să ajung la punctul culminant al predicii mele, nu prea strălucite din acea duminică după amiaza anului 1972, când s-a produs dezastru. Era patetic, dar și amuzant în același timp. Brooklyn Tabernacle, o biserică jalnică pe care socrul meu mi-o încredințase spre păstorire, avea o clădire șubredă cu două etaje în centrul orașului, pe Atlantic Avenue. Sanctuarul cuprindea mai puțin de 200 de oameni, nu că am fi avut nevoie de un spațiu așa de mare. Tavanul era scund, pereții aveau nevoie de zugrăveală, ferestrele erau prăfuite și podeaua goală nu mai fusese lustruită de ani de zile. Bani pentru astfel de îmbunătățiri nu existau, ca să nu mai vorbim de luxuri precum aerul condiționat. Soția mea credincioasă, Carol, își dădea silințele să creeze la orgă o atmosferă de închinare, în timp ce eu încercam să-i fac pe cei 15 oameni din fața mea să reacționeze la mesajul meu. Era cineva care s-a mișcat pe una din băncile din stânga mea, cred că mai mult din cauza oboselii decât din convingere, întrebându-se probabil când le va da voie acest tânăr predicator să plece acasă.
dintr-os, banca s-a prăbușit, răsturnându-i pe cei 5 oameni pe podea. Râsete năbușite și câteva mormăieli au umplut atmosfera. Fetița mea se gândea că ăsta era probabil cel mai interesant moment din viața ei de biserică de până atunci. M-am oprit din vorbit ca să le las oamenilor timp să se ridice de jos și să-și câștige demnitatea pierdută. Singurul lucru pe care l-am putut sugera a fost ca ei să se mute pe o altă bancă, ce părea mai stabilă, după care am încercat să închei întâlnirea. De fapt, o astfel de nenorocire descrie perfect primele mele zile de slujire. Nici nu-mi dădeam bine seama ce făceam. Nu urmasem niciun colegiu sau seminar biblic. Am crescut în Brooklyn, într-o familie de ucrainieni și polonezi. Mergeam în fiecare duminică la biserică cu părinții mei, însă niciodată nu am visat că voi deveni predicator. Dragostea mea a fost basketul, în timpul liceului și apoi la Academia Marină, unde am doborât recordul din primul an. La sfârșitul aceluiași an, mi-am fracturat spatele și a trebuit să demisionez din Marină. Colegiul meu s-a rezumat la o bursă sportivă întreagă la Universitatea din Rhode Island, unde am fost starter, începător de joc, în echipa de basket timp de 3 ani. În ultimul an, am devenit capitanul echipei împreună cu care am câștigat campionatul Yankee Conference și am jucat în turul NCAA. Obiectivul meu de specialitate era sociologia. Tot pe atunci, am început să mă întâlnesc cu Carol Hutchins, fiica celui care mi-a fost pastor pe când încă eram în școală și apoi în liceu. Carol era o pianistă talentată, chiar dacă nu luase lecții de solfegiu și compoziție. Ne-am căsătorit în ianuarie 1969 și ne-am stabilit într-un apartament din Brooklyn, ambii având servicii în amețitoarea lume de afaceri din Manhattan. Ca mulți alți proaspeți căsătoriți, nu aveam niciun țel pe termen lung. Pur și simplu, ne achitam facturile și ne bucuram de sfârșiturile de săptămână. Tatăl lui Carol, reverend Claire Hutchins, îmi dăduse niște cărți care mi-au stârnit interesul pentru lucrările spirituale. Hutchins era mai mult decât un pastor local. El a călătorit adesea peste ocean în cruciade evanghelistice și ținea studii pentru pastori. În America, el era supraveghetorul neoficial a unor mici biserici independente. Pe la începutul anului 1971, ne-a făcut să ne gândim serios că poate Dumnezeu ne vrea în totalitate într-o lucrare creștină. Există o biserică în Newell care are nevoie de un pastor, a anunțat el într-o zi. Sunt oameni minunați, de ce nu te gândești să te lași de serviciu și, prin credință, să vezi ce va face Dumnezeu? Nu sunt calificat pentru așa ceva, am protestat eu. Eu, predicator, habar nu am ce înseamnă să fii pastor. Când Dumnezeu cheamă pe cineva, atunci numai acel lucru contează, mi-a răspuns el. Nu te lăsa pradă fricii. Și înainte ca să-mi dau seama despre ce era vorba, iată-mă, la aproape 30 de ani, încercând să cărmuiesc o mică biserică formată în totalitate din negri în cel mai dificil câmp de misiune urban din America. În timpul săptămânii, petreceam ore în șir în studiu sistematic al Cuvântului lui Dumnezeu, în timp ce duminicile învățam cum să transmit acel cuvânt oamenilor. Talentul muzical al lui Carol acoperea unele din gafele mele și comunitatea a fost destul de drăguță să ne dea un salariu modest. Părinții mei s-au oferit să ne dea o parte din banii pentru casă și astfel ne-am mutat în New Jersey. Nu știu cum, dar am reușit să răzbatem prin primul an. Tu
dublă îndatorire. Într-o zi, m-a sunat soclul meu din Florida, unde locuia, pentru a-mi cere un favor. Voia să merg să predic 4 duminici la biserica multirasială Brooklyn Tabernacle, una din bisericile pe care le supraveghea el. Lucrurile s-au cam dus la fund acolo, mi-a spus el. Am fost de acord, fără să bănuiesc niciun moment că acel pas îmi va schimba viața pentru totdeauna. Am simțit că acea biserică avea mari probleme din clipa în care am pășit în ea. Tânărul păstor era descurajat. Întâlnirea a început pe o notă ezitantă, cu numai o mână de oameni. Alți câțiva au intrat mai târziu. Stilul de închinare aducea haos, nu aveau nicio direcție. Pastorul a remarcat printre cei prezenți un vizitator ocazional care cântase acompaniindu-se la chitară și a cerut să vină în față și să cânte o cântare. Bărbatul a zâmbit și a refuzat. "Vorbesc serios," pledea pastorul. "Am dorit să ne cânți ceva." Vizitatorul continua să refuze. Toată situația devenise teribil de jenantă. În final, pastorul a renunțat și biserica continua să cânte. Îmi amintesc de asemenea, o femeie din micul auditoriu, care își lua singură dreptul de a conduce cântările din când în când, intervenind și atunci când pastorul încerca să preia el acest rol. Era cu adevărat ciudat, însă nu mă privea pe mine. Din câte mi-aminteam, eu venisem doar să ajut pentru o perioadă scurtă de timp. Faptul că eu, la nivelul la care ajunsesem ca predicator, aș fi putut ajuta pe cineva, arăta cât de disperate erau lucrurile. Am predicat și apoi am plecat acasă. După serviciu din a doua săptămână, pastorul m-a luat prin surprindere zicând: "M-am decis să demisionez din această biserică și să mă mut în alt stat. Vrei, te rog, să-i aduci la cunoștință socrului tău?" Am dat din cap și apoi nu am mai schimbat prea multe cuvinte. Când în acea săptămână l-am sunat pe socrul meu să-i dau vestea, s-a ridicat imediat întrebarea dacă acea biserică ar mai trebui să funcționeze. Cu mulți ani în urmă, soacra mea obișnuia să se întâlnească cu un grup de femei, împreună cu care se rugau neîncetat lui Dumnezeu pentru formarea unei biserici în inima cartierului Brooklyn, care să schimbe oamenii pentru gloria lui. Așa a luat ființă această biserică, însă acum totul părea fără speranță. Pe măsură ce discutam ce de făcut, mi-am adus aminte de o remarcă a pastorului. El era sigur că unul din ușieri își însușa banii din coletă pentru că aceștia nu păreau să se potrivească niciodată cu sumele scrise de oameni pe plicuri. Nici nu-i de mirare că în contul bisericii erau mai puțin de 10 dolari. Socrul meu nu era însă pregătit să renunțe. "Nu știu, nu sunt sigur că Dumnezeu a încheiat socotelele cu acest loc," a spus el. "Sunt atâtea nevoi în partea aceasta a orașului, să nu ne lăsăm biruiți atât de repede." "Claire, dar ce vei face după ce și celălalt pastor pleacă?" l-a întrebat soția lui, care asculta la celălalt telefon. "Vreau să spun, peste 2 săptămâni. Deodată, vocea lui s-a înviorat. "Jim, ce-ar fi ca tu să păstorești ambele biserici pentru un moment? Mai dă-le o șansă și poate își vor reveni." Nu glumea deloc, vorbea chiar foarte serios. "Nu am știut ce să spun. De un lucru eram sigur, nu dețineam nicio formulă magică care să-i ajute pe cei din Brooklyn Tabernacle." Totuși, îngrijorarea socrului meu era sinceră, așa că am pornit la drum. Acum,
În loc să fiu amator într-o singură biserică, mi-am dublat plăcerea. Pentru anul care a urmat, programul meu de duminică se prezenta astfel. Ora 9. Plec de acasă din New Jersey cu mașina, singur până în Brooklyn. Ora 10. Conduc singur serviciu de dimineață. Ora 11.30. Trec în goană prin Manhattan și prin Holland Tunnel spre Biserica Newark, unde Carol și ceilalți aveau deja început programul de după amiază. Îmi țin predică. Târziu după amiază, le iau pe Carol și fetițe la McDonald's, după care ne întoarcem în Brooklyn pentru programul de seară. Seara târziu. Conduc înapoi spre casă în New Jersey, obosit și de obicei descurajat. Intrau ocazional și vagabonzi în timpul programului în Brooklyn. Prezența a scăzut la mai puțin de 20 de persoane, pentru că unii au decis imediat că sunt prea militeros și au ales să plece în altă parte. În special, duminicile dimineața fără Carol erau dificile. Pianistul nu știa decât o singură melodie, Îl iubesc pe Iisus, pe care o cântam în fiecare săptămână, uneori chiar de mai multe ori. În toate celelalte ne potigneam și cântam fals. Asta nu părea tocmai o biserică în mișcare. Nu voi uita niciodată banii strânși în acea primă duminică, $85. Chiria lunară a bisericii era de $232, fără să mai menționez cheltuielele gospodărești sau salariul pastoral. Când la sfârșitul lunii a venit prima rată pentru chirie, în caserie nu erau decât $160. Cât de curând va trebui să părăsim clădirea și să fim aruncați în stradă? În lunia aceasta, ziua mea liberă, îmi amintesc că m-am rugat. Doamne, trebuie să mă ajuți. Nu știu multe, dar știu că trebuie să plătim chiria. Marți am plecat la biserică. Poate cineva va trimite banii așa, dintr-o dată, mi-am spus eu, așa cum mi s-a întâmplat adesea lui George Mueller și orfelinatului său din Anglia. Numai ce se ruga și apărea o scrisoare sau un vizitator la momentul oportun. A venit și poșta, însă nu erau decât facturi. Nu voi uita niciodată banii strânși în acea primă duminică, $85. Acum eram încercuit. M-am dus sus, m-am așezat la micul meu birou, mi-am pus capul în mâini și am început să plâng. Dumnezeule, am suspinat, ce pot eu să fac? Nu ne putem plăti nici măcar chiria. În acea seară aveam serviciu de rugăciune și știam că nu vor veni mai mult de 3-4 oameni. Se vor strânge probabil mai puțin de $10. Cum voi reuși să ies din această problemă? Am strigat către Domnul timp de o oră sau poate mai mult. Într-un final, mi-am șters lacrimile și un nou gând îmi veni. Stai așa puțin. Pe lângă cutia poștală de la ușa din față, biserica mai are și un oficiu poștal. Voi trece strada să mă uit dacă era ceva acolo. Cu siguranță Dumnezeu îmi va răspunde la rugăciune. Cu încredere reînnoită, am traversat strada, am trecut prin holul poștei, am răsucit cheia micii cutii, m-am uitat înăuntru. Nimic. Pășind înapoi în lumina soarelui, camioanele treceau în goană pe Atlantic Avenue. Dacă unul m-ar fi făcut una cu pământul chiar atunci, nu m-aș fi simțit mai jos. Ne-a abandonat Dumnezeu? Fac cumva ce nu-i place? M-am târât cu greu până la mica clădire de peste drum. Dar când am deschis ușa, am fost întâmpinat de o altă surpriză. Acolo, jos în hol, era ceva ce nu fusese acum 3 minute. Un plic alb, simplu. Fără adresă, fără ștampilă, fără nimic, doar un plic alb. Cu mâinile tremurânde, l-am deschis
și în el am găsit două bancnote de 50 de dolari. Am început să strig din toată ființa în biserica goală: Dumnezeule, Tu ai rezolvat, Tu ai rezolvat! În bancă aveam 160 de dolari și împreună cu acești 100 puteam plăti chiria. Sufletul meu a lăsat să răsune un aleluia! Ce lecție pentru un tânăr pastor descurajat! Nici până astăzi nu știu de unde au venit acești bani. Știu doar că ei au fost un semn că Dumnezeu era aproape și că rămăsese credincios. Prăbușirea. Era de așteptat, programul supraîncărcat ne-a epuizat și curând, eu și Carol ne-am dat seama că va trebui să alegem între o biserică sau alta. Destul de ciudat, noi ne-am fi simțit atrași mai mult spre Brooklyn, deși singurul nostru salariu venea din Newark. Într-un mod minunat, Dumnezeu ne-a pus pe inimă la amândoi să ne alipim la bine și la rău de Brooklyn Tabernacle. Pur și simplu, știam că acolo ne era locul. Ambii ne-am găsit imediat o a doua slujbă. Ea într-o cantină a școlii, eu ca antrenor de basket la clasele mari din general. Nu aveam asigurare de sănătate. Într-un fel sau altul, reușeam să punem mâncare pe masă, să cumpărăm benzină pentru mașină și cam asta era tot. Nu știam dacă așa o să arate viața normală de slujire. Nu aveam idei preconcepute de prin seminarii sau colegii biblice după care m-aș fi putut ghida, pentru că nu am fost pe acolo. Ne descurcam singuri, așa cum puteam noi mai bine. Nici chiar tatălui Carol nu ne-a oferit prea multe sfaturi sau perspective. Probabil s-a gândit că vom învăța mai multe în școala loviturilor. El îmi spunea adesea: Jim, va trebui pur și simplu să-ți găsești propriul tău mod în Dumnezeu de a sluji oamenilor. În una din acele seri de duminică, de la începuturi, eram atât de deprimat de ceea ce vedeam și chiar mai mult de ceea ce simțeam prin duhul meu, încât nu am mai putut predica. După 5 minute, am început să simt un nod în gât. Ochii mi s-au umplut de lacrimi, tristețea m-a învăluit. Tot ce am mai putut adăuga a fost: îmi pare rău, nu pot să predic în această atmosferă, există o mare greșeală undeva, nu știu ce să spun, nu pot să mai continu așa. Carol, vrei să ne cânți la pian și ceilalți vrei să ne veniți în față? Dacă nu-L vedem pe Dumnezeu ajutându-ne, atunci nu știu. Și cu asta am încheiat. Eram jenat, însă n-aș fi putut face altceva. Oamenii au făcut ceea ce l-am cerut. M-am aplecat peste amvon și cu fața ascunsă în mâini am început să plâng. La început s-a făcut liniște, însă curând Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste noi. Cei de față au început să strige spre Domnul, cuvintele lor izvorând dintr-o răscolire interioară. Dumnezeule, ajută-ne! Ne-am rugat. Carol a cântat imnul: Am nevoie de tine, am nevoie de tine! Și noi ne-am alăturat. Un lanț de rugăciuni stăruitoare lua naștere. Deodată, un tânăr rușier s-a apropiat alergând și s-a aruncat în fața amvonului. A început să plângă în timp ce se ruga. Când mi-am pus mâna pe umărul lui, și-a ridicat privirea spre mine și cu lacrimi curgându-i pe obraj, mi-a spus: Îmi pare rău, îmi pare rău, n-o să mai fac, vă rog să mă iertați.
imediat mi-am dat seama că el își cerea iertare pentru că luase banii din coletă. Pentru un moment am rămas fără cuvinte, șocat de această confesiune neașteptată. Așa a fost prima noastră trezire spirituală. N-a fost nevoie să mă joc de-a detectivul, să pun față în față pe vinovat cu fapta lui sau să-i silesc să mărturisească. Iată că într-o singură seară în timpul serviciului de rugăciune a fost rezolvată problema numărul 1, prima din câteva mii, după cum se părea. În acea seară, când eram la capătul puterilor, derutat de atâtea predici, șocat de întunericul care ne înconjura, incapabil chiar de a continua să predic, am descoperit un adevăr uimitor. Dumnezeu este atras de slăbiciune. El nu le poate rezista celor care se umilesc și cu sinceritate admit cât de mare nevoie au de El. De fapt, slăbiciunea noastră face loc puterii Lui. În mod asemănător, oamenii nu rămân nici ei indiferenți în fața sincerității. Nu e nevoie să-mi iau o înfățișare misterială. Puteam pur și simplu să vestesc cuvântul lui Dumnezeu atât când mă pricepeam eu și apoi să îndemn biserica la rugăciune și laudă. Domnul este Cel care preia de acolo. Cât de mult țin la aceste zmeriri timpurii! Acele experiențe mi-au arătat că nu trebuie să mă joc de-a predicatorul. Iisus i-a chemat pe pescari, nu pe cei care au terminat școli rabinice. Principala cerință era să fiu natural și sincer. Ucenicii trebuia să depindă în totalitate de Domnul și de puterea Sa. În același mod, și eu trebuia să încetez să mă mai preocup de felul în care ar trebui să se comporte un pastor. Dumnezeu îl putea folosi pe Jim Cimbala așa cum era el. Ce mare progres a fost pentru mine când am învățat să mă încred în Dumnezeu în folosirea personalității mele naturale. Dumnezeu a urât dintotdeauna impostura și prefăcătoria, în special cea de la amvon. Din momentul în care aș fi încercat să-mi afișez o postură afectată sau să mă prefac, Duhul lui Dumnezeu s-ar fi întristat. Ceea ce puteam face totuși era să mă preocup și mai serios de studiu. Am început să-mi formez o bibliotecă biblică și îmi petreceam multe ore din săptămână săpând în cuvântul lui Dumnezeu. Însă, niciodată nu voi fi un John Wesley sau un J. Campbell Morgan, asta era clar. Trebuia să-mi găsesc propriul meu stil și să rămân deschis și dependent de Dumnezeu. Pe muchie aspră. Fiecare săptămână părea să aducă cu ea o nouă provocare. Soba de la centrală s-a stricat și reparațiile ar fi costat $500. Din nefericire, prin eforturile mele pline de zel, am strâns pentru fonduri numai $150. M-am gândit mai mult ca niciodată să renunț. Nu sunt făcut pentru așa ceva, mi-am spus. Nu am acel flair al lucrătorului. Nu am voce de pastor, nu sunt un orator, arăt prea tânăr, sunt atât de epuizat. Nici eu, nici Carol nu știam unde să căutăm ajutor. Părinții mei locuiau în cealaltă parte a Brooklynului, însă în acea perioadă tata se lupta cu alcoolul, iar mama era doborâtă de necazuri, așa că nu ne puteam baza prea mult pe ea pentru încurajare. Mama uneia din prietenele lui Carol a auzit ce făceam și a trecut pe la noi într-o duminică. N-a spus nimic,
însă știam ce gândea. Ce caută un cuplu așa tânăr ca voi aici? Nu ne-a luat mult timp să descoperim că majoritatea creștinilor albi din clasa de mijloc din celelalte părți ale orașului nu găseau biserica noastră și zona în care era așezată prea atractive. Unii din membrii pe care moștenisem erau atât de străini de nuanța bisericii, atât de înțepeniți în agenda lor, încât pur și simplu am început să mă rog ca ei să plece. Un bărbat m-a informat că și el ar fi ordinat și că ar trebui să fie lăsat să țină predicile duminicile seara. Însă ceea ce am observat eu în viața lui spirituală indica opusul. Confruntarea s-a încleștat deoarece nu ne puteam permite să pierdem oameni. Pe de altă parte însă, dacă acești membri ar fi rămas, rezultatul ar fi fost o discordie continuă. Și eu știam că Domnul nu ar fi binecuvântat niciodată o astfel de situație cu acea putere spirituală de care noi aveam atâta nevoie. Unul câte unul acei oameni au plecat. Uneori a trebuit chiar să grăbesc răspunsul propriilor mele rugăciuni, sugerând unora din membrii să ia în considerare găsirea unei alte biserici. Învățam că în munca de pastor, ca și în basket, trebuie să te confrunți. Cu timpul, în ciuda acestor neajunsuri, biserica a crescut de la 20 la 40 sau 45 de persoane. Finanțele au rămas cum vin așa și pleacă. Prietenii lăsau uneori sacoșe cu mâncare pe treptele din fața ușii, pentru care noi le eram recunoscători. După primul an în Brooklyn, venitul meu era de $3,800. Venitul mediu la stat pentru familie de mărimea noastră era de la $14,000 pe an. În al doilea an, am ajuns până la $5,200. Nu numai odată în zilele de iarnă, mă gândeam că prezența la serviciile de duminică va fi scăzută din cauza zăpezii. Majoritatea oamenilor noștri nu își puteau permite o mașină. Aceasta înseamnă o coletă mai scăzută. În astfel de perioade, mă întrebam cum voi putea oare face față unei alte zile de duminică. Speram ca, prin vreun miracol, soarele nu va mai răsări a doua zi. Carol a început un mic cor cu un total de 9 voci, însă și acolo s-au evit curând probleme. Abia începuse corul să cânte la întâlniri când una din tinerile necăsătorite a rămas însărcinată. Într-o biserică mică, toți observă totul și se vorbește despre absolut totul. După ce am avut câteva seri de rugăciune în jurul altarului, când oamenii s-au obișnuit deja să-L cheme pe Domnul, prezența a crescut la 50 sau 60 de persoane. Dar știam că Dumnezeu vrea să facă mai mult și că va face dacă noi îi punem la îndemână un pământ bun în care El se poate lucra. Mă săturasem de mentalitatea celor care fug de realitate, mentalitate pe care am întâlnit-o încă din copilărie. Întotdeauna, lăudând ceea ce Dumnezeu a făcut în trezirile spirituale din trecut sau prevăzând cu pasiune marea mișcare a lui Dumnezeu care va veni. Adevărul e că știam că existau nenumerate biserici în tot orașul și în toată țara care nu botezau într-un an 100 de păcătoși cu adevărat convertiți, iar cele mai multe nici în câțiva ani. Creșterile se realizau doar prin transferul de la o biserică la alta. Orașul New York e un câmp de misiune dificil, însă creșterea prin transfer nu e ceea ce Dumnezeu avea în plan pentru noi. Aveam nevoie de un suflu proaspăt și un foc viu. Aveam nevoie de Duhul Sfânt care să transforme viețile disperate ale oamenilor din jurul nostru. Alcoolul și heroina dominau cartierul. LSD-ul era de asemenea o problemă, iar cocaina abia își începea ascensiunea dezastroasă.
prostituatele lucrau la câteva din colțurile străzii, la numai 3 blocuri depărtare de biserică. Decăderea urbană se instalase pe deplin. Dacă cineva putea câștiga ceva bani în altă parte, încerca să scape de zona noastră. Deveneam disperat la gândul că viața mea ar putea trece fără să-L văd pe Dumnezeu manifestându-se cu putere în favoarea noastră. Eu și Carol aproape că nici nu mai doream să marcăm timpul. Tânjam și strigam spre Dumnezeu să schimbe totul. Pe mine, biserica, pasiunea noastră pentru oameni, rugăciunile noastre. Deveneam disperat la gândul că viața mea ar putea trece fără să-L văd pe Dumnezeu manifestându-se cu putere în favoarea noastră. Într-o zi, i-am spus Domnului că aș vrea mai degrabă să mor decât să bat apa în piuă tot timpul slujirii mele ca pastor, predicând mereu despre puterea cuvântului și a Duhului, fără a o vedea însă niciodată. Mă îngrozeam la gândul de a mă limita doar la servicii de biserică. Tânjam ca Dumnezeu să pătrundă în viețile noastre și în lucrare. Promisiunea. Tot în acea perioadă m-a cuprins o tuse care nu mai voia să plece. Am tușit și am tușit 6 săptămâni până când Carol abia mai putea dormi noaptea. Scuipam flegmă în fiecare zi. Socrii deveniseră atât de îngrijorați încât mi-au plătit bilet de avion ca să vin la ei în Florida, lângă strada Petersburg, și să mă odihnesc în soarele cald de acolo. Plin de recunoștință, am plecat. Partea proastă era că trebuia să le las singure pe Carol și Chrissy, care avea numai 2 ani. Într-o zi, am ieșit în larg cu o barcă de pescuit împreună cu alți 20 sau 30 de turiști. Cerul era de un albastru azuriu și apele calde ale Golfului Mexic se izbeau alene de țărmul nisipos. Pescărușii se roteau și țipau deasupra capetelor noastre. Soarele le pria atât de bine plămânilor mei congestionați. Pe măsură ce ne avântam spre larg, ceilalți râdeau și vorbeau despre pești pe care sperau să-i prindă în acea după-amiază. Țineam și eu undiță în mâini, însă mintea nu stătea la pescuit. M-am îndreptat spre capătul bărcii, departe de mulțime, și priveam fix orizontul îndepărtat. Am început să meditez la ideile și strategiile în legătură cu creșterea unei biserici despre care am auzit sau am citit. Un lider creștin mi-a spus: uite de clădirea bisericii inscripționale. Întâlnirile din case sunt soluția din ziua de astăzi. Ai putea să vinzi clădirea. Dumnezeu face ceva nou. O biserică baptistă veche, ce fusese cândva mare, a investit puternic în achiziționarea de autobuse, încercând să aducă mulți copii la biserică. Sigurele rezultate au fost notele de plată mari, vandalismul cronic și o biserică neschimbată. Am participat în biserici mari, ale căror punct central era invitarea altor predicatori și cântăreți la modă în acel moment. Aceasta a ajutat la publicitatea bisericii, cel puțin pentru alți creștini. Un pastor mi-a spus zâmbind: eu nu fur oile altor biserici, însă îmi place să las poarta largă. Adevărul jenant era că uneori nici eu nu doream să mai particip la vreun serviciu, atât de rău ajunsese. Indiferent că era un mod de abordare valid sau nu, această strategie necesita bani, așa că las o baltă. Nimeni n-ar fi venit în Brooklyn pentru un mic onorariu
pe care noi ne-l puteam permite. Ba mai mult, Carol și cu mine am recunoscut că dacă Dumnezeu nu intervine, Brooklyn Tabernacle este sortită pieririi. Prin forțele noastre nu puteam face nimic. Nu puteam organiza și face reclamă propriului nostru program. Adevărul jenant era că uneori nici eu nu doream să mai particip la vreun serviciu, atât de rău ajunsese. Trebuia ca Duhul Sfânt să intervină, altfel muream. Doamne, n-am nicio idee cum să ajung un pastor de succes, m-am rugat acolo în largul apei. Nu am pregătire. Tot ce știu este că eu și Carol lucram în centrul orașului New York, cu oameni care mor la fiecare colț din cauza supradozei de heroină, copleșiți de materialism și alte vicii. Dacă Evanghelia este atât de plină de putere, nu am mai putut continua. Lacrimile mă necau. Din fericire, ceilalți pasageri erau prea departe pentru a observa ceva, după cum mi-am dat eu seama când le-am urmărit umbrele în apa albastră verzuie. Atunci, încet, însă cu fermitate, în cuvinte auzite, nu cu urechea, ci în adâncul Duhului meu, l-am simțit pe Dumnezeu vorbind. Dacă tu și soția ta îmi veți conduce poporul la rugăciune și la invocarea numelui meu, nu veți duce niciodată lipsă de suflu nou în fiecare predică. Eu mă voi îngriji de banii de care aveți nevoie, atât pentru biserică, cât și pentru familia ta, și niciodată clădirea nu va fi îndeajuns de încăpătoare pentru mulțimile de oameni pe care îi voi trimite ca răspuns. Eram copleșit, lacrimile s-au intensificat. Mi-am îndreptat privirea spre ceilalți pasageri, încă ocupați cu pescuitul. Niciunul nu privea în direcția mea. Eram sigur că l-am experimentat pe Dumnezeu, deși n-am experimentat niciun fel de viziune stranie, nimic senzațional sau ieșit din comun. Dumnezeu pur și simplu s-a focalizat asupra singurului răspuns la situația noastră sau al oricărui altcuiva în acea situație. Cuvântul lui avea rădăcină în nenumăratele promisiuni repetate în Scripturi. Era chiar ceea ce a produs orice trezire a Duhului Sfânt de-a lungul istoriei. Era adevărul care a făcut pe Finney, Moody, Simpson și alți bărbați și femei folositori în mâna lui Dumnezeu. Era ceea ce știam deja, însă Dumnezeu mă trăgea afară, mă îndrepta spre o existență veridică cu El însuși și puterea Sa. El îmi spunea că foamea mea după El și puterea Sa transformatoare va fi îndeajuns pentru a mă determina să-mi călăuzesc biserica spre rugăciune. În acea după-amiază, mai târziu, când vaporul a ancorat, mă simțeam minunat de calm. Câteva zile mai târziu, am zburat spre New York, același pastor tânăr care fusesem și înainte. Însă, toate curentele moderne și noile idei despre creșterea bisericii deveniseră acum irelevante. Dumnezeu promise că se va îngriji și că va răspunde strigătelor noastre după ajutor. Nu eram singuri, încercând imposibilul într-o lume împietrită. Dumnezeu era prezent și El acționa în favoarea noastră. O bucurie sfântă s-a revărsat asupra mea. Așteptam chiar cu nerăbdare următoarea duminică dimineața pe Atlantic Avenue.